Salut! Sunt Otto de la Miele TVO, iar astăzi este duminică, fraților. Este ultima zi din a 10-a săptămână, săptămâna 10 din seria Otto slăbește. Săptămâna aceasta a fost și ziua mea, așa că am mâncat o grămadă de lucruri nesănătoase, o grămadă de dulciuri, am băut o grămadă de sucuri, am consumat foarte mult alcool, dar asta este, probabil că m-am îngreșat. Mă voi duce acum să mă cântăresc, după cum am zis, pentru că sunt și eu foarte curios. Și apoi, la sfârșitul clipului, vom vedea împreună câte kilograme am săptămâna aceasta. Iar am avut un weekend nasol, ia uitați ce am mâncat. Am mâncat iarăși numai de la fast food. Nu uitați să mă urmăriți în continuare pe Instagram și pe YouTube, la Miere TVO, pentru că filmez toate mesele săptămâna aceasta, săptămâna 10. Vom vedea duminică împreună dacă voi reuși să mai slăbesc. Și începem săptămâna 10 cu forțe proaspete și cu meniul zilei. Avem aici o ciorbiță de pui a la grec, cu foarte multă carne din câte văd. Am comandat iarăși de la restaurantul meu preferat meniul zilei, de la Meza Luna din Râmnicu Vâlcea. Și aici avem varză cu mămăligă și cu încărnat. Și trei felii de pâine pe care le voi mânca cu ciorbă. Poftă mare vă doresc! Înainte de sală, bag un măr din ăsta și un iaurt de la Lidl. În seara asta sunt vegan, fraților. Bem aici un vin de țară, mi-a adus un băiat de la sală. Ia uitați ce culoare are, doamne, doamne, doamne. Am băut la ziua lui domn profesor și mi-a plăcut extraordinar de mult. Haideți, fraților, că dacă n-am mâncat mai prostit săptămâna asta și am impresia că toată săptămâna o să fie la fel. Mai cu fast food și dulciuri, dar măcar am mai mâncat și niște mâncare gătită de la meniul zilei. Săptămâna asta am fost la cumpărături, haideți să vă arăt ce mi-am luat. Aici e un exemplu de așa, nu? Avem dulciuri, avem Coca-Cola. Este ziua mea săptămâna aceasta și de aceea am luat dulciuri. O să fie o săptămână mult mai relaxată din punct de vedere al slăbirii. Și probabil că mă voi și îngreșa pentru că voi mânca destul de multe prostii. O să vedeți săptămâna asta, în acest clip, o să vedeți în acest clip tot ce mănânc. Deci așa nu, da? Și aici să vă arăt cu ce putem înlocui dulciurile. Avem fructe, mere galbene, golden și banane. Tot așa un desert foarte bun sunt aceste rondele de ovăz. Bun, haideți să trecem mai departe. În loc de Coca-Cola putem să bem sucuri din acestea. Bine, și astea au foarte mult zahăr, dar au mai multe, mult mai multe vitamine, vă dați seama, decât Coca-Cola, iar în perioada asta avem nevoie de vitamine, așa că dacă voi mânca dulciuri și voi mânca pizza și voi mânca o grămadă de prostii săptămâna aceasta, măcar voi compensa și cu fructe și cu vitamine și cu produse apicole, bineînțeles. Aici mai avem iaurt de băut, Zuzu Zero și cam atât. Mi-am cumpărat pentru că nu am frigider și nu pot să stochez foarte multe alimente. O Emilă, v-am luat banii. Am luat banii ăștia de la trezorerie, statul se pare că m-a ieșit de înapoi din ce ia. Și acum m-am dus să-mi iau de mâncare de la restaurantul meu preferat, o să vă arăt imediat. Ce mare felul 2. Avem aici carne de la carniță cu murături și mămăligă. Să aveți poftă! Cred că știți deja că pentru a lupta cu virusul, coronavirus sau cu toate virusurile, trebuie să ne protejăm și să consumăm multă vitamina C. Vreau să vă prezint acest sirop de cătină făcut de noi și de la Miere TVO. Cătina are de până la 10 ori mai multă vitamina C decât lămâia, decât citricele, așa că vă încurajez pe toți să beți sau să mâncați cătină. Noi îl avem sub forma asta pentru că este mult mai fin. Este făcut cu miere și cu pulpă de cătină stoarsă la rece, fără niciun alt fel de adaos. Se omogenizează în felul următor. Vedeți? Acum îl voi desface. Îmi voi face și un pahar pentru că mă duc la sală și îmi dă foarte multă energie. Bate un pic vântul aici. Haideți să vedeți. Ia uitați ce gros este. Și vă garantez că este 100% natural. Apoi o să turnăm niște apă minerală de data aceasta. Voi puteți să-l faceți cu orice fel de apă. Este foarte, foarte bun.
Bun, haideți că am oprit, că nu puteam să desfac sticla. Ia uitați ce fain se face. Și practic este o băutură răcoritoare. Nu mai avem nevoie să bem toate prostiile din comerț. Vă crește sistemul imunitar foarte, foarte mult. După cum am zis, cătina are de până la 10 ori mai multă vitamina C decât lămâia. Așa că încercați să consumați cătină și lăsați citricele, pentru că este mult mai puternică cătina decât citricele. După cum v-am zis, de până la 10 ori mai puternică, mai multă vitamina C. Îl amestecăm. Mamă, ce spumă a făcut, vedeți? Asta înseamnă să fie 100% natural, fără alte tâmpenii adăugate. Și acum îl beau. Așadar, dacă doriți să aveți o imunitate puternică și coronavirus să nu se atingă de voi și nici alt virus, beți, fraților, sirop de cătină cu miere și vă garantez că o să fiți foarte sănătoși și sistemul vostru imunitar o să fie foarte ridicat. Iar gustul e fantastic. Are un gust demențial de bun. Nu suntem singurii care fac acest sirop, mai sunt și alții producători. Vă încurajez să cumpărați de oriunde doriți voi, numai să consumați pentru că este foarte bun. Oricine ești, orice vinzi, să nu te minți. Nimeni nu valorează mai mult de 29 de arginți. Bun, deci am mâncat la prânz meniul zilei la restaurantul Mezaluna, ați văzut? Și acum, pe seară, mâncăm așa. Măsline, toate sunt cumpărate de la Lidl. Mușchi afumat 100 de grame, două de cottage cheese, una light, una normal. Aici avem două mere de la țară, un ayran și o salată de ton. În total, cred că sunt peste 1000 de calorii, însă sunt calorii sănătoase. Poftă mare! Mamă, ce bine arată! Muncește! În seara asta sărbătoresc ziua de naștere, fac 31 de ani și avem aici 3 pizza și un platou bucătarului cu Shanghai și aripioare și cartofi, mușdei, iam, iam, poftă mare! Bună dimineața, fraților, e 7 dimineața, aici mi-am făcut un ovăz cu apă în care voi adăuga miere cu nucă. Voi mânca și două lingurițe de api complet, pentru că iarăși nu am mai mâncat de ceva timp. Trebuie să mă motivez să mănânc produsele mele pentru că sunt foarte bune. Acolo am și un ceai pe care nu-l voi înduci. Voi lăsa așa. Da, după ce o să termin astea, o să merg și la sală. Chiar dacă astăzi este ziua mea, suntem în 12 martie, ieri am sărbătorit până la 12 noaptea cu prietenii mei, mi-au cântat băieții la mulți ani și vreau să le mulțumesc cu ocazia asta. N-am mai văzut un răsărit de ceva vreme. E ziua mea, după cum vă ziceam. Vreau să vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine și care mă susțineți. Ia, hai să vedem. Să punem niște miere aici. În acest ovăz am mai pus o lingură. Acum urmează încă una. Superb. Slăbim doar cu produse apicole, da? Ceva nou pentru România. Toată lumea cu suplimente, cu proteine, cu creatine, eu nu folosesc așa ceva. Miere, polen, propolis, adică produse apicole. Și cum altfel să fie vremea de ziua mea, dacă nu superbă? Superbă. Cred că sunt 20 de grade astăzi. Și de unde puteam să-mi comand mâncare? Decât de la Mezaluna, de la restaurantul meu preferat. Ia uitați, 12 martie, chiar de ziua mea. Hai să-l desfacem și să vă arăt mâncarea. Ia uitați, frate, cum arată mâncarea de la Mezaluna.
cea mai șmecheră și cea mai bună mâncare din oraș. Meniul zilei, 18 lei, ciorbă de văcuță, uitați câtă carne are. Deci e fantastic. Și aici avem felul 2, fasole cu cârnat, salată de varză. Avem și pâine foarte bună și foarte moale. Ia uitați. Și toate astea au fost 18 lei. O grămadă de mâncare și nu numai că e multă, dar este cea mai bună din Vâlcea, vă garantez. Să mai băgăm și două mere, că sunt tare gustoase. Merele astea de țară. Aici am comandat de la un restaurant, tot așa din Vâlcea, de la Casa Veche, sandvișuri. Ia uitați ce mișto arată sandvișurile astea. 15 lei. În cutie de pizza. Și aici încă una. Este hot dog, nu știu exact, da, hot dog. N-am mai mâncat niciodată și am vrut să le încerc. Mamă, deci sunt delicioase. Asta cel puțin pe care l-am gustat acum. Delicios! Foarte bun. Și foarte încărcate. Pentru 15 lei chiar se merită. Mi-a venit comanda de la Meza Luna, de la restaurantul meu preferat. Haideți vedeți aici ce bine arată ciorba asta. Ia uitați, băieți, câtă carne. Și un gust extraordinar. Și felul 2, avem orez cu carne, foarte multă carne. Uitați ce bine arată, cu murături, pâine, toate la 18 lei. Vă recomand Meza Luna, pentru că au cea mai bună mâncare din Vâlcea. Mamă, e unul noaptea și bag banane de foame. Sper să nu le mănânc pe toate. Avem aici 5 banane. Da. Sunt într-o scară de bloc, dar nu la mine. Am fost să livrez miere și mai am acum încă 2 comenzi. Lumea nu mai iese din casă, așa că livrăm direct la domiciliul client. La domiciliul clienților. Am pupat. Ați mai văzut pizza așa, fraților? Cartofi prăjiți? E prima dată când mănânc așa ceva. Am luat-o de la Food Panda, am făcut comandă, nu mai știu de la ce restaurant de aici din Râmnicu Vâlcea, și am dat jumătate. În loc de 22 am plătit decât 11 lei. Ce pot să zic e că e destul de nasoală pizza. Nu sunt încântat deloc, deși am plătit foarte puțin. De la Winner's Pub am luat-o și așa că nu vă recomand pizza de la băieții ăștia. Am luat aici încă una. Haideți să vă arăt. A trebuit să iau 2 pentru că am comandat prin Food Panda și uitați câtă risipă. Foarte multă pâine, puțin încărcătură, nu prea avea carne. Hai să vă arăt și prețul. Deci Food Panda am plătit pe 2 pizza 27 de lei cu tot cu transport. Vedeți, 22 de lei, 2 pizza plus 4,99 lei transportul. Dar nu mă încântă și să vedem mâine câte kilograme o să am. Chiar sunt curios, pentru că sigur m-am îngrășat săptămâna aceasta. Mă, copiii mei, mă! Ce mă mai eu, mă? Bă, fetiță! Bă, fetiță! Să nu pot să mă dau jos din mașină și alta, nu? Maia! Da, stai puțin! Rostu! Ce faci, mă, băiețelule, mă? Te-ai venit primul, ia uite, ce gelos sunt, ia uite. Rostă, stai să te mângâi. Stai, mă, stai. Adu-și și pe Maia acolo. Nu, Maia! Ia uite, uite ce gelos sunt. Ce ai acolo, hrean? Hrean cu sfeclă roșie. Ia, pune și mie un pic. Mamă, nu așa mult. Eu vreau și ardei, uite. Uite aici, asta. Da. Dar ce porții mari mi-ai pus. Hai, pune-mi aici. Știi ceva? Mamă, dă-i drumul, ce faci? Doamne. Prea mult. Uitați cât carne avem aici. Mamă. Ciorba mea preferată. De fapt, am multe ciorbe preferate. Multe mâncăruri îmi plac mie. Fraților, nu uitați să mâncați fructe, pentru că în perioada asta e foarte important să mâncați fructe zilnic, legume și să consumați produse apicole pentru a vă întări sistemul imunitar și pentru a lupta organismul cu coronavirus. Nu vă mai vindeți, fraților, pentru ăștia.
Ăștia sunt ochiul dracului. Peace. Mamă, cum arată fasolea asta de la maică mea. Doamne, doamne, de-abia aștept să mănânc. Iam, iam. Bun, s-a făcut duminică. Haideți să vedem și câte kilograme am. Wow. 115,7. 116, ce să mai. Deci m-am îngrășat 2 kg. Așadar, ați văzut și voi, m-am îngrășat 2 kg săptămâna aceasta. Nu este nicio problemă. Eu sunt foarte bine, mă simt foarte bine. Important este să fiu sănătos, pentru că problemele astea cu coronavirus, ați văzut și voi, au luat amploare. Din ce în ce mai mulți oameni se îmbolnăvesc și nu-mi doresc să fiu printre ei. De aceea nici nu vreau să pun atâta presiune pe mine săptămânile acestea. Important este să am grijă să mănânc mai mult, mai multe fructe, mai multe legume și să elimin, bineînțeles, dulciurile și sucurile. Iar dacă mă voi mai îngrășa, asta este, eu sper să nu. Însă, important este să fim sănătoși și rețineți într-un proces de slăbire mai agresiv sau atunci când corpul este pe deficit caloric, este mult mai slăbit și de aceea vă încurajez să mai luați câte o pauză din când în când. Când aveți de sărbători, când aveți vreo sărbătoare, vreo zi de naștere, de Paști, de Crăciun, de Revelion, v-am mai zis și în alte clipuri, urmăriți toată seria Autoslăbește, pentru că o să aveți multe de învățat de la mine. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal, pentru că o să urmeze o grămadă de clipuri interesante. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Eu sunt Otto. Nu uitați, fraților, să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte importante pentru corpurile voastre. Până data viitoare, v-am pupat. Ciao!